Este oare iertare pentru tot ce am făcut? E întrebarea pe care mulți o pun atunci când își fac un exercițiu de conștiință. De obicei, astfel de cuvinte sunt spuse sau cel puțin gândite atunci când cineva a dat o bară rău de tot, adică a făcut-o de oaie, cum zice românul. Sau dacă greșești în mod repetat cu privire la aceeași persoană sau în aceleași situații, atunci te întrebi, mai este oare iertare? Mai am vreo șansă în fața oamenilor? Mă mai poate ierta, accepta cineva așa cum sunt eu? Adevărul e că răspunsul la această întrebare diferă în funcție de cine este persoana care îi pui o astfel de întrebare. Dacă le întrebi asta pe un tip care are un spirit justițiar foarte ascuțit, adică taie și spânzură totul în jur, dar când vine vorba de greșelile lui este foarte blând cu el, găsește scuze și iasă din belele bazma curată de fiecare dată, atunci el îți va spune ceva de genul: stai calm, boss, e ok, toată lumea o face, nu ești tu oaia neagră, nu te mai învinovăți atât, viața merge înainte, nu trebuie să te ierte nimeni, vezi de treaba ta. Dacă întrebi același lucru pe o persoană aflată la polul opus, adică una care are o stimă scăzută de sine sau o atitudine prăpăstioasă față de viață și de lume, pentru care a o da în bară și a te resemna apoi este un stil de viață, acea persoană te va ajuta cu întrebări de genul: cum ai putut să faci una ca asta? Nu îmi vine să cred. Și îți va da ca soluții: închide-te în tine, nu mai spune la nimeni ce ai făcut, fugi în lume, dedică-te unui viciu sau unei dependențe, sau chiar să-ți pui capăt vieții. Ești fără speranță, e gata cu tine, nu mai merită să... Dar dacă alegi să cauți iertarea la cel care singur poate să-ți ofere cu adevărat, Dumnezeu, vei descoperi că nu este nimic prea mare sau prea greu de iertat pentru El. Nimic imposibil când vine vorba de dragoste arătată de însuși Dumnezeu pe cruce. Afli că este iertare pentru tot ce ai făcut. Da, este iertare pentru tot ce ai făcut. Oamenii sau te vor consola, sau te vor acuza, sau te vor împinge și mai tare în păcatele și în greșelile tale, te vor judeca sau te vor arăta cu degetul, ori îți vor spune că totul este ok, cu toate că tu știi și simți că nu e așa. Dar Dumnezeu este Cel care știe exact cum stau treburile. El știe și ceea ce gândești, știe ceea ce simți, ceea ce îți dorești și știe că îți dorești iertarea, împăcarea cu El, cu tine însuți, cu cei din jurul tău. Și doar El ți-o poate oferi. Deci la întrebarea populară și oarecum retorică, este iertare oare pentru tot ce am făcut? Răspunsul este da, dacă știi unde să o cauți.